11 și jumătate, nu am mâncat astăzi nimic, nu mi-a fost foame, chiar nu am simțit nevoia să mănânc. Mi-am făcut un ceai de tei, aici am un iaurt cu 2,5% grăsime, nuci, o felie de șuncă, un ou fier și o feliuță de pâine prăjită cu brânză. Filip tunde gazonul, are și lasă pe el să tundă gazonul, dar că nu știu ce nu-i merge. Poftim? Nu merge bine? Stai că vine tati. Nu știu, mă uit la el și nu vine să cred când a crescut. Poftim? Bună ziua! Bine ați revenit la noi pe canal la un nou vlog. Îl am aici pe Filip lângă mine. Își mănâncă prânzul, după care mergem la... Mergem la somn. Și m-am gândit să pornesc un nou vlog astăzi, deși nu am nimic interesant să vă arăt. Azi n-ai făcut niciunul. N-am făcut nimic astăzi, m-am dus de dimineață. Deci, când am luat biletul de la medicul de familie pentru diabetolog, am luat și biletul de trimitere pentru analize. Pentru că eu în prima sarcină, în sarcina cu Filip, am făcut analizele pe banii mei la Sante. Mhm. Le-am făcut la clinica Sante pe banii mei și plăteam destul de mult pe o serie de analize, undeva la 700 de lei atunci. Iar de data aceasta, când am mers și mi-a dat doamna doctor lista cu analize pentru trimestru 1, mi-a menționat că la clinica MedLife se fac analizele decontate cu biletul de la medicul de familie. Și evident, cine ar da 700-800 de lei pe analize dacă le poate face decontate? Așa că mi-am luat biletul de trimitere, iar astăzi de dimineață am zis că hai să mergem să fac analizele, analizele uzuale de sânge și de urină, trebuie să le fac eu. Analizele de trimestru 2, nu știu dacă în trimestru 3 o să mai fac altele, în fine. Doamna doctor mi-a spus că nu voi merge la următoarea tură, la următoarea programare, să merg cu analizele făcute. Iar eu am programare vineri la doamna doctor și... am zis să merg să fac analizele dimineață. Când am ajuns cu biletul de trimitere, nu era pus un X într-o casetuță, pentru că trebuie să fie făcute anumite X-uri acolo unde trebuie, la gravide, ca să poți să faci analizele gratis și să ai și prioritate. Practic, m-am dus degeaba, așa că m-am întors acasă și la ora 11 trebuia să fie doctor de familie la cabinet, ca să iau biletul. Stați așa. Ajung la medicul de familie să-mi iau bilet, de fapt să-mi pun acel X și parafa, bineînțeles. Și medicul meu de familie este în concediu până pe data de 30. Da. În fine, am reușit, mi-au pus fetele, asistentele domnului doctor, mi-au făcut X-ul și mi-au pus parafa. Și m-am dus din nou în oraș să văd dacă este valabil, pentru că credeam că trebuie să fie în calculator făcut acel X. Dar nu, așa că mâine dimineață mă duc să fac analizele de sânge pentru că am nevoie de acele analize și când merg la următoarea programare la diabetolog și am nevoie și vineri la programare de la doctoriță, deci chiar aveam nevoie. Până la urma urmei am spus că le plăteam, că nu aveam ce să fac, dacă îmi trebuiau le plăteam, asta este. Dar dacă pot să obțin un bilet și să le fac gratis, mă rog, nu cred că intră toate, oricum o sumă micuță de bani tot trebuie să mai pun, pentru că ele intră, dar nu știu, 15 parcă și le-am venit mai multe. Și trebuie să mai pun eu acolo 100, 200 de lei, nu știu, dar una e să pui 200 de lei, una e să pui 1000 și de lei. Și cam asta au fost. Acum am ajuns acasă, Filip mănâncă, eu am mâncat de dimineață, am avut glicemia foarte bună zilele astea, m-am ținut foarte bine de treabă. Vedem la control ce o să-mi spună doamna doctor, sunt foarte curioasă și la ecograf cât are bebele, dacă s-au făcut și mai mărișor, oricum a mai crescut evident. Eu sunt în continuare răcită. E mare burtica. Eu sunt în continuare răcită. La noi a plouat zilele astea foarte tare și ieri aveam, bine, mașina mea este stricată, spăl hainele la soacra mea, că nu am reparat-o, încă să vedem, cred că s-ar putea repara, dar nu știu, încă n-am mai reușit să mai ajungem să vedem. Am pus două mașini de haine la spălat și erau aproape uscate ieri și am plecat de acasă și am zis că le mai las o oră, că le bătea vântul
Și apoi mi le întind în casă. Cât am plecat de acasă eu, până m-am întors, hainele mele erau super ude. Este 11 și jumătate noaptea. Rareș cu Filip s-au pus să doarmă, iar eu am venit în living, m-am apucat să editez un vlog pe care să-l pun mâine, dar m-a luat un pic somnul și vreau să mă apuc să-mi curăț puțin și să-mi fac unghiile. Nu știu exact cât am de când mi le-am făcut pe acestea, dar vedeți că mi-au crescut cuticula destul de mult și acum vreau să filmez cum îmi fac eu unghiile și ce folosesc. Mi-ați spus de mai multe ori că vreți să vedeți asta. De cele mai multe ori îmi fac unghiile așa pe fugă, dar hai să vă arăt ce folosesc. În primul rând, așa arată acum. O să-mi aduc o... Stați să-mi aduc produsele aici cu mine la masă și vorbim despre ele. Vreau să menționez că nu am cea mai plăcută voce pentru că sunt răcită, sunt răgușită. Și mai menționez faptul că nu am niciun curs, nu fac unghii, nu mi le fac decât mie. Îi le mai făceam mami într-un timp, dar de când sunt însărcinată nu mai pot să stau atât de mult timp ce să fac și mamei unghiile pentru că îmi lua destul de mult când le făceam ei. Așa că mi le fac doar mie, eu îmi cunosc mult mai bine unghia, cuticula și știu exact cât să pilesc, cât să mă duc, așa că nu-mi ia foarte mult mie și nici nu fac modele complicate, îmi fac unghiile foarte simple. Hai să vă arăt produsele de bază pe care le folosesc, vreau să zic că mi-am luat de peste tot, oriunde am găsit pe toate site-urile, mi-am comandat produse, deci ca să vă faceți unghiile, aveți nevoie de câteva produse de bază, unghiile semi mă refer, de o lampă dintre aceasta UV, eu am aici și o freză, freza aceasta eu o am de la sora mea, sora mea într-un timp lucra într-un salon, făcea unghii, punea unghii cu gel, și cred că s-a stricat ceva, se încinge dacă o folosești mai mult timp, dar vă dați seama că eu făcându-mi doar mie nu se apucă să se încingă. Așa, deci cam v-ar trebui și o freză ca să vă ajute să mă îndepărtați oja semipermanentă de pe unghii. Și la capitolul produse puteți să jonglați, dar ca și produse de bază avem nevoie, așa, bineînțeles că o să vă trebuiască de tipuri de pile. Aici sunt tot felul de accesorii, dar nu le folosesc sincer pe toate mereu. O periuță dintre aceasta pentru îndepărtat praful, atunci când le pilim. Avem nevoie de acest primer. Eu folosesc pe acesta de la Cupio, este un nail prep. Sora mea mi-a spus ce să folosesc pentru că eu habar nu aveam, dar ajunge foarte mult timp. Primerul acesta îl folosim după ce pilim unghiile. Da, o să revin eu când o să încep să mi le fac. Eu personal folosesc această soluție care să mă ajute să-mi curăț cuticulele. De ce nu reușesc să mi le tai cu forfecuța? Eu folosesc acest cuticle remover care mă ajută cât de cât să mi-o fac cât de cât ok, cu toate că nu am o cuticulă prea frumoasă în orice caz. Deci avem nevoie de acest produs, mai avem nevoie de o bază, eu bazele le folosesc de la Cupio și avem baza aceasta transparentă sau baza aceasta rubber care este o bază colorată. Bază rubber, avem și aici, așa, și este nuanța aceasta. Așa, mai avem nevoie de o culoare dacă vrem să punem și de un finish. Cam astea ar fi produsele de bază, plus accesorii de genul. Ne trebuie un bețișor dintre acesta de curățat din prins cuticula, o forfecuță pentru cuticule. Dar astea deja sunt, ca să zic așa, nu sunt foarte scumpe. Iar la final venim cu un finish. Iar eu îl folosesc tot pe cel de la Cupio Diamond Top Coat. Și astea sunt toate produsele. Foarte simplu treaba.
Bineînțeles că eu nu am păstrat-o foarte simplă, că am o grămadă de culori, o grămadă de produse pe care nu le folosesc foarte mult. Eu sunt adepta unghiilor de culori nude de obicei și nu folosesc culori extravagante, dar mi-am cumpărat ca să fie acolo. Bun, hai să trecem la treabă. Ce voi începe eu acum să fac va fi să îmi pun acest cuticle remover și să-mi curăț puțin cuticula, după care o să mă apuc să pilesc cu acea freză. Așa arată și la mâna dreaptă unghiile. Mi-am îndepărtat cam 80%, să zic, din ce aveam pe unghii. Mi le-am și scurtat, mi-am schimbat și forma, mi-am făcut așa. Asta din freză, iar acum voi începe să pilesc din pilă, pentru că vedeți că mai am material și o să îndepărtez cu pila. Din momentul în care am terminat de pilit, nu mai ating unghia, pentru că urmează să folosim această soluție, acest nail prep, care este un primer. Mi-am făcut asta și la mâna dreaptă, doar că aici am pilit mai puțin, că nu pot cu mâna stângă, dar vă arăt imediat cum o să-mi arate unghiile după ce pilesc cu pila. Bun, le-am pilit, acum o să le curăț cu periuța aceasta și apoi, iar apoi venim cu nail prep-ul. Primerul nu îl uscăm în lampă, doar așteptăm să se usuce. Iar acum eu nu vreau să-mi fac nimic complicat, vreau să-mi pun doar o bază dintre aceasta colorată, culoarea unghiei mai mult. Așa că voi veni cu un strat subțire pentru prima dată, cu un strat de bază subțire pe care îl voi usca în lampă. După cum am spus, un strat subțire pe care acum îl bag în lampă. Iar acum am început să pun într-un strat, vedeți, ceva mai gros, aceeași bază. Bun, eu am terminat de pus baza, iar acum nu știu, probabil că în mod normal s-ar pili, habar nu am, ca să se uniformizeze puțin, eu o să pun direct finish-ul, pentru că nu vreau nimic perfect, nu vreau să stau foarte mult, vreau să mi le fac cât mai repede, să le termin, am să pun finish-ul, care este top coat-ul și asta e tot. Ce am putut eu să fac în seara aceasta, nici n-am vrut ceva complicat. Așa arată unghiile, am fost și m-am spălat pe mâini, pentru că eu după ce îmi fac unghiile, mi le spăl ca să-mi curăț tot praful în cele, vi le arăt și la lumină aici. Nu sunt perfecte, cuticula nu este curățată perfect, nimic nu este perfect la ele, dar mie îmi plac foarte mult, v-am spus că
De când am început să fac unghiile singure, pentru mine e doar un foarte mare avantaj. Mi le schimb când vreau, când mă plictisesc de ele, când îmi cresc mai mult. Ei, uitați ce frumoase sunt, în sensul că arată niște unghiuțe îngrijite, curate. Nu obișnuiesc în general să-mi fac ceva complicat, dar de data asta chiar am vrut să-mi fac ceva nude. Și asta este tot ce am făcut, v-am arătat toți pașii, v-am arătat toate produsele. Da, acum o să continui să editez vlogul, unghiuțele sunt gata, o să mai pun un pic de ulei de cuticule aici, la cuticulă. Bun, deci, unghiile mi le-am terminat, să știți că mi-a luat mai puțin de o oră să mi le fac. Editez puțin și continui dimineață, pentru că mi-este somn, nu vreau să mă lungesc foarte mult, că dimineață la 7 mă trezesc și plecăm la analizele de sânge, așa că n-am rost să stau mai mult. Ne auzim dimineață, noapte bună de la mine, să vedem ce fac la analize mâine. Plec la analize! Neața, am fost la analize, am terminat și acum îmi punem motorină și plecăm acasă. Mă duc acasă că aseară m-am culcat târziu și nu am apucat să termin de editat vlogul, așa că merg să-l termin și să-l postez astăzi, dar nu mai pot să vorbesc că n-am nici glas. A fost totul bine la analize, am înțepat o singură dată, a venit o doamnă, o asistentă care era mai pricepută. Și nu m-am înțepat de mai multe ori, m-am înțepat o singură dată. Am făcut și atunci când am fost la diabetolog, mi-a dat să fac, am avut de la diabetolog să fac hemoglobina glicată și pe aceasta am plătit-o, în rest toate celelalte mi-au intrat pe biletul de trimitere de la medicul de familie. Și am terminat momentan. Vineri am programare la ginecolog. Vineri îmi vin și rezultatele la analize, deci cumva perfect că o să le iau și o să merg să le și vadă doamna doctor. Și cam atât momentan. Mergem acasă, mergem puțin până la mama și după asta acasucă. M-am culcat aseară foarte târziu, cred că era 2 când m-am pus să dorm. Și la 7 mi-a sunat alarma, așa că poate astăzi pot să mai dorm puțin. Am ajuns la mama. Părinții mei sunt în continuă renovare, că na, anul viitor avem nuntă și-au făcut aleea și-au renovat bucătăria, tot renovează. Aici, zmeura s-o cam lăsat la pământ, o cules mama zilele trecute, că a adus Filip acasă un borcan cu zmeura. Perele rup crengile, au niște pere așa de faine părinții mei, așa de mari și de bune. Am venit să bem o cafea la mama mea, vine rare și să bea, eu nu vreau să beau nimic. Și mama când vine rare și la cafea, îi scoate tot timpul ceva dulce. Ia uitați aici câte bunătăți, câte dulciuri. Na, poftim. Na, poftim dietă, na, poftim. Dar nu știu, foarte multe napolitane văd. Cineva în casa asta mănâncă foarte multe napolitane. Să știți că tata mănâncă dulciuri foarte multe, deși n-ai zice când îl vezi, dar tata mănâncă super multe dulciuri. Dar nu vreau nimic, mulțumesc. Am ajuns acasă de multe ore. Am ajuns acasă, am fost, l-am dus pe Filip puțin la soacra mea, acum l-am adus pentru că vreau să-l culc. Am mâncat, ieri am făcut sărmăluțe, așa că mi-am pus și eu să mănânc acum niște sarmale, este 3. Și eu am mâncat o singură dată astăzi și nu foarte mult. Mi-am luat glicemia și aveam 90 acum înainte să mănânc. O să mănânc câteva sărmăluțe cu un iaurt dintre acesta grecesc și merg să-l pun să doarmă. Nu știu dacă o să dorm cu el pentru că eu am ațipit puțin înainte să-l aduc pe el cât am meditat. Așa că cel mai probabil îl pun să doarmă și mă întorc la bucătărie să gătesc ceva, că am făcut câteva sărmăluțe pe care
Le-am mâncat aseară și ne-au rămas pentru masa de prânz de astăzi. Dar trebuie să gătesc ceva pentru diseară. Am niște piept de pui, nu știu, vedem. Nu știu încă ce fac. Dar merg să-l pun pe Filip să doarmă, că este mult, e foarte obosit. A zis că nu vrea să doarmă, dar l-am convins și l-am adus. Și îl pun să doarmă, că e prinde bine. El e obosit acum dimineața cu trezitul pentru grădiniță. Nu face față așa o zi întreagă de dimineață până seara dacă nu doarme. Adică nu că nu face față, e prea obosit și nici nu vreau să-l duc. Să-l las să ajungă în starea aceea de super oboseală. Yeah.